vreau să vă vorbesc cum am luptat și cum luptu eu cu o boală de la tomate, pătarea cafenie, în solar. E, această pătare am obținut-o mai la începutul verii, când am uitat vreo două nopți solarul închis spre dimineață. Bine, eu n-am știut că l-a închis Johnny și dimineața, în loc să, dacă știam, îl deschideam, m-am dus mai târziu când deja era năbușală în el și... Da, deci niște greșeli... Na. Cam de începător, dar nu contează. Apoi, dacă tot a fost aici, ca să nu o las să-mi ia înainte, am început să curăț frunzele care aveau pătarea asta. Pe dosul frunzelor. Prima dată am curățat foarte bine, punând toate frunzele bolnave, le-am luat și le-am scos din solar. Și prima dată am dat cu pudră de tricoderma, deși chiar știam că nu este pentru asta, dar am zis să încerc, hai să... A doua oară am pulverizat cu zăr cu apă și cu iod. Și am mai încetinit cât de cât și acum a treia oară, pentru că nu pot să le las așa, că dacă le-aș lăsa, e păcat de munca mea. Și văd că până acum am ținut-o în frâu. Și acum am pregătit o soluție de cenușă. Două cești de cenușă la 10 litri de apă. Bine, prima dată am încălzit 3 litri de apă fierbinte, am dizolvat cenușa și am lăsat-o câteva ore, pentru că cenușa este foarte alcalină și ea trebuie lăsată chiar deschisă, capacul neacoperită, să se neutralizeze cu ajutorul bioxidului de carbon din atmosferă. De aia se spune că se lasă câteva ore cenușa, soluția de cenușă. Nu se dă imediat. Acum bine ar fi să mai rup din frunzele acestea și apoi să pulverizez. Și am pus în pulverizatorul acesta. E foarte bun pulverizatorul și dăm foarte bine pe ele și mai ales pe sufrunze, că cam pe acolo stă. Cam pe acolo stă această pătare, nu pe partea asta, ci pe spate. Da. Deci în cazul în care aveți, și am văzut că mai sunt grădini care sunt pline și necurățate, au ajuns într-un hal fără de hal, deci poate să facă ravagii. Așa că dacă aveți, curățați bine frunzele și treceți la război cu ele. Deci ați văzut cum arată? Așa. Nu știu că se focalizează bine. Da. Mai ales frunzele bazale. Și dacă dăm, să nu se mai ducă la celelalte. Chiar dacă se duc, să stea liniștite acolo, să nu facă ele foarte mult rău, să nu treacă la fructe. Deocamdată n-au trecut la fructe și văd că, na, cât de cât se arată bine. Bun, dacă aveți alte soluții bio care le-ați încercat și au mers, chiar v-aș ruga să-mi spuneți în comentarii. Ne auzim!